Două săptămâni la rând, o persoană cunoscută mie, de vreo două ori mi-a zis următoarea frază. Parcă-l văd pe Renato Usatic, dacă n-ajunge în turul 2, va anunța în turul 2 că o susține pe Maia Sandu. Aveți ceva de spus? Haideți așa, ca să închid subiectul ăsta. Dacă eu voi face lucru care ți l-a spus colegul tău, prietenul și cunoscutul tău, amic, da? Dacă eu voi face acest lucru, eu îi dau voie fiecărui cetățean care mă va privi în stradă, mă întâlni în stradă, adică în sat, în oraș, la magazin, la pescuit, să-mi dea în cap, nu cu verde de brilliant, Gheorghe, le dau voie să iei un șomac, să-mi dea și un topor în cap, dacă eu voi face acest lucru. Eu ne asum public, dacă se întâmplă, să spuneți cu sate, tu ești cel mai mare, pi, tot așa. Și eu o să accept toate acuzările, ștrubile, ștopoare și mele, în care poți să iei și sănătatea, viața și vreți. Și cu tine, hai. Dacă ne asum ce am spus, e destul? Destul. Vreau să mai adaug câteva garanții. Cred că e destul.